suntem atrași de lucruri demonice, nu de cuvântul lui Dumnezeu și de cunoașterea lui Iisus Hristos în biserica Lui? Oare ce duh ne umple? Nu Duhul Sfânt, ci Duhul Diavolului. Și ca în filme dorim să ne îmbunătățim abilitățile prin simbioza cu demonii. De aceea, nivelul atât de ridicat al cunoștințelor în civilizația de astăzi este aproape de nivelul și mai înalt al nebuniei, obsesiei, bolilor, războaielor, violenței, terorii, trădării, sodomiei, perversiunilor și orice răutate. Toate pentru că noi, ca eroii din majoritatea filmelor, suntem plini de fără de lege. Îl acuzăm pe Dumnezeu că ne-a uitat și sub acest pretext facem fără de legi. Simbioza cu demonii se face prin sufletul tău mereu nemulțumit și prin firea ta păcătoasă, care vrea să mulțumească doar sinele. Trăind după fire și suflet, ajungi sub influența lumii spirituale, a vrăjitoriei și a demonilor. Este afectată mintea. Chiar în capul tău, diavolul te convinge să încheie o alianță pentru ca el să simtă viața prin tine, iar tu să primești puterile supranaturale pe care le oferă această creatură. Astfel, multe vedete, savanți, oameni bogați sau simpli se contopesc cu demonii. În planurile lor sunt experimente antiomenești, cucerirea cosmosului, pentru a chema legiuni de simbioți sau demoni pe pământ și a asimila omenirea. Din cauza simbiozei cu diavolul, omenirea a înnebunit, împlinește voia lui Satan și nu mai lucrează pentru binele oamenilor și a lui Dumnezeu. Blestemul planetei se datorează faptului că omul încetează să fie om. Omul scoate din viață pe Dumnezeu și cuvântul lui și mizează pe simbioza cu diavolul. Și oamenii se tem. Blesteme, demoni, ce să facem? Ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a făcut aceasta ca să facă de rușine această lume și să facă de rușine pe diavol și toți dracii. Deoarece dacă ești în armura lui Dumnezeu, dacă ești în voia, în credința lui Dumnezeu, dacă ai sângele lui Hristos, dacă ai mărturisire, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, ce atunci este scris în versetul 19? Toată puterea vrăjmașului este sub picioare. Nu că nu pot să apropie, sub picioare. Iată unde este esența. Și tot universul poate să vadă ce a făcut Dumnezeu. Cine mă vede? Unde este acel Dumnezeu? Te vede tot universul. O mulțime de duhuri, stăpâniri, conducători, îngeri, Dumnezeu, te văd toți. Și de aceste lucruri depinde viața ta. Unde vor fi dracii? Te vor lua pe tine și vor trăi în tine și vor manipula, te vor folosi și vor arunca, vor intra în altul. Se pare, băiatul ăla atât de tare a trăit viața. Da, el a trăit. Diavolul l-a folosit și l-a aruncat. Și l-au pus pe scaunul electric. Și s-a terminat. Pe urmă, diavolul a intrat în altul. Și îl folosește. Din acesta a făcut un curvar mare. Ce tare este! Pe urmă s-a îmbolnăvit, cancer, sida. Există o mulțime de boli. A murit. Gata, dracii, au intrat alt trup. Ei se distrează. Dar tu ești ca un fraier. Cine este un fraier? Cel care este fără Hristos. Așa că, ce a făcut Dumnezeu? El a spus, pentru voi aceasta este un asfalt, copiii mei. Toată puterea vrăjmașului este sub picioarele voastre. Și l-ați biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii. Ridică-te și dă-i slavă lui Dumnezeu. El este vrednic de toată lauda și slavă. Ridică mâinile tale, Tată, ne pocăim, Doamne, de prostie, că ne-am comportat ca niște nebuni, ne-am mândrit, ne-am înșelat, iartă-ne, Doamne, că nu am împlinit misiunea și responsabilitatea pe care ne-ai dat. Nu am fost credincioși, Doamne, în lucrurile mici, în cele de bază, și ne pocăim de aceasta, că nu am văzut mai departe de nasul propriu.
Iisuse, iartă-ne. Ne pocăim și te rugăm, Doamne, curățește-ne cu sângele Tău. Acopere-ne, protejează-ne, spală-ne, sfințește-ne cu Duhul Tău Sfânt pentru o viață nouă pe care Tu ai pregătit pentru promisiunile Tale mărețe, pentru faptele Tale mărețe pe care le-ai pregătit pentru noi. Iisuse, umple-ne cuvântul Tău, cu revelația Ta, cu Duhul Tău, umple-ne, curățește-ne cu sângele Tău scump și cu înțelegere, cu credință, în revelație, ne ridicăm împotriva tuturor duhurilor necurate din viața noastră. Te legăm orice duh necurat, orice blestem, neputință, boală, în numele Lui Iisus Hristos. Proclamăm că nu mai ai loc în viețile noastre. Călcăm conform cuvântului Domnului peste toată puterea vrăjmașului. Aruncă jos toate lanțurile, toate bolele în numele Lui Iisus Hristos. Noi primim prin credință vindecare, eliberare, viață, eliberare în numele Lui Iisus. Prin rănile Lui Iisus suntem vindecați. Prin sângele Lui Iisus suntem spălați. Primim biruință prin credință, prin pocăință, prin sânge, prin cuvântul mărturisirii, prin Duhul Sfânt, în numele Lui Iisus. Și spunem: diavole, locul tău este sub picioarele noastre. Boli, blesteme și toți dracii sunt sub picioarele noastre. Călcăm peste ei, îi dăm jos și primim viață pe care a pregătit Tatăl nostru Ceresc. Primim viață veșnică, primim o viață binecuvântată. În numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, Doamne, iartă-ne că nu am fost învățători, că nu împlineam acea mică responsabilitate pe care ne-ai încredințat. Iartă-ne, Doamne, cuvântul Tău spune: prin aceasta va fi proslăvit Tatăl Ceresc dacă vom fi ucenicii Lui. Doamne, luăm decizie să fim ucenicii Tăi, deoarece dacă noi vom fi ucenicii Lui Hristos, atunci ne vei da Duhul Sfânt. Dar dacă va fi Duhul Sfânt în noi, vom avea libertate. În numele Lui Iisus, Doamne, Te rugăm, botează-ne cu Duhul Sfânt. Ridică mâinile, umple-ne, Doamne, acoperă, unge-ne, sfințește-ne prin puterea Duhului Sfânt. Doamne, botează-ne, înnoiește-ne. În numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim, Doamne, să vină ungerea Ta, Doamne, umple, atinge, vindecă, curăță și eliberează, deoarece Tu faci totul prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt. Duhule Sfânt, ești Sfetnicul, ești Mângâitorul, ești Învățătorul, Te invităm în viața noastră. Condu-ne, învață-ne și direcționează-ne, ca Iisus să fie proslăvit în toată viața noastră. Și tot poporul a spus: amin. Să-i dai slavă Lui Dumnezeu! Aleluia! Slavă Lui Iisus Hristos! Слава Лу Ісус Христос! Слава Лу Ісус Христос!